Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ioana Maria Moldovan, bun găsit la Focus. Iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. Roalert de atac aerian lângă România, dronele au lovit porturile de lângă noi azi noapte, iar autoritățile au găsit în localitățile Nufăru și Victoria fragmente de la o dronă. Doi polițiști din Slatina au fost bătuți și înjurați de mai mulți indivizi pe stradă, au intervenit într-un scandal conjugal, iar spiritele s-au încins și mai mult. Și un călugăr dintr-o chilie de pe masivul Postăvaru a fost reținut de poliție pentru tentativă de viol. O femeie a fost la un pas să-i cadă victimă după o vizită. Armata română a găsit astăzi fragmente dintr-o dronă în zona localității Nufăru din Tulcea. Totodată a fost panică în mai multe localități de la granița cu Ucraina noaptea trecută. Oamenii au primit mesaje RO-alert să se adăpostească în beciuri. Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Au sunat avertizările, primele de acest fel de la începutul războiului. Mesajul a venit după ce Rusia a lansat un atac cu drone asupra porturilor Ren și Ismail, aflate la doar câțiva kilometri de România. Bucățile din dronă au fost găsite pe un câmp dintre localitățile Nufăru și Victoria, la 20 de kilometri de granița cu Ucraina. Căutările au pornit după două apeluri la 112. Dispeceratul 112 a primit două apeluri în jurul orei 5, care anunțau faptul că în zona localităților Nufăru, Malcoci, Valea Nucarilor au căzut obiecte din spațiul aerian. Imediat pe fir a intrat Ministerul Apărării. În jurul orei 11:30, echipajul unui elicopter Puma a identificat din aer posibilele bucăți de dronă, dispersate pe câțiva zeci de metri. Conform procedurilor, am trimis un alt elicopter al forțelor aeriene cu echipă de investigatori la bord, o echipă de la baza 9 de transport aerian din Otopeni, care a desfășurat la fața locului prelevarea de probe, securizarea zonei și în vederea începerii investigației și expertizei tehnice care să ne ajute să furizăm, să înțelegem exact circumstanțele în care această dronă a ajuns în această locație. Momentan s-au identificat mai multe bucăți de materiale compozite, materiale metalice. Totul vine după o noapte de foc la granița cu România. Porturile Ren și Ismail au fost atacate cu drone, iar autoritățile de la noi au emis avertizări RO-alert în 8 localități din județul Tulcea. Alertă extremă. Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul. Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. Scria în cele două mesaje trimise noaptea. Primul în jurul orei 1:30, al doilea după 4. Am ieșit afară, ca în altă parte unde poți să te duci? Să vedea fumul, cum ardea, cum bubuia, să auzea bubuieli. În momentul când bubuie, să clatină și geamurile. E să murim, murim. E să trăim, trăim. Cum o vrea Dumnezeu. Din fața lui, unde te duci? N-avem unde. Comuna Grindu e situată la doar 6 km de Reni. Oamenii povestesc că de două luni încoace aud bombardamentele. Nu au pifnițe în care să se adăpostească, așa cum scria în avertizare. Ne frică. Pur și simplu ne frică. Ceea ce am văzut aseară a fost ceva de că am zis că gata, direct vine la noi. În momentul când am ieșit, de acum era flacără, sunt foarte multe reflectoare de lumină. Vă vine în cap să plecați? Ați avea unde? Doamnă, nu putem să părăsim. Ce pot să fac la animale? Nu. Eu am și moșul meu, că suntem la o vârstă oarecare, am moșul la pat. Eu stau lângă Dunări. Și câte drone erau? Uite, eu 4, 5, nu știu câte au fost. E urât, dar ne-am trebuit să ne obișnuim. Teamă e, da. Teamă e, poate să greșească. Am cu frică. Mai ales că am și copii, vă dați seama. Și cum, dimineață, cum ați auzit? Am avut băbuituri mari și s-a zgâlțit geamă. Există și oameni care nu se tem. Și ce ați făcut când ați primit mesajul? M-a culcat apoi. Nu v-ați gândit să vă adăpostiți? Nu. Al patrulea a pocnit ca lumea, a cincea a pocnit ca lumea, a șasea, după aia s-au oprit, au mers în trei reprize. Da, cum să mă sperii? Mor odată, nu mor două ori. S-a dat de două ori la alert, în opinia mea, mai mult am speriat cetățenii. Eu, unul, n-am auzit bubuiturile, dar la alert m-a scos din mormânt.
Cei de la ISU Tulcea spun că nu au făcut decât să respecte procedurile. Conform hotărârilor luate în cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență, Ministerul Apărării Naționale a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență asupra faptului că pe teritoriul național al Ucrainei sunt identificate obiecte ce pot ajunge pe teritoriul național. Starea de prealertă aeriană în aceste zone a încetat la ora 5. Premierul Marcel Ciolacu face apel la calm. Nu ne atacă nimeni, oameni buni. Haideți să liniștim populația, că o luăm razna cu toții. Nu ne-a atacat nimeni și nu ne atacă nimeni. După ce nopți întregi au fost terorizați de zgomotele bombardamentelor de la numai câteva sute de metri distanță și de drone care le-au trecut pe deasupra capului, oamenii din Plauru vor avea un mod de a se proteja. Armata a construit două adăposturi antiaeriene, unde localnicii vor putea să se refugieze în caz că Rusia atacă portul Ismail. Sunt avertizați prin RO Alert dacă sunt în pericol, însă și fără alarme, oamenii aud oricum atacurile din port. Sunt speriați, dar spun că nu pot pleca pentru că n-au cum să-și părăsească locuințele și animale. Adăposturile armatei sunt asemănătoare celor din teatrele de război și sunt amplasate chiar la mijlocul distanței dintre cele două locuri unde au căzut bucățile de dronă. MAPN a început în data de 12 septembrie lucrările de amenajare a spațiilor de protecție a populației la nivelul localității Plaur din județul Tulcea. Militari care acționează au acționat cu 20 de mijloace tehnice pentru transportul și fabricarea spațiilor de adăpostire. 50 de militari au lucrat pentru instalarea celor două adăposturi făcute din beton armat. Construcțiile au undeva la 10 metri lungime, 2 metri lățime și 1 metru și jumătate înălțime, iar în fiecare dintre ele încap undeva la 30-40 de oameni. Deși adăposturile sunt deja suficient de sigure, geniștii le-au fortificat cu un strat suplimentar de saci umpluți cu pământ pentru siguranță. Bombardamentele însă continuă. Chiar și cu adăposturile lângă case, oamenii nu se simt în siguranță. Noaptea a mai fost două lovituri aici. Marți spre miercuri. Alea două a fost, cred că, o încărcătură puternică. S-a zguduit și casă. Ieri toată ziua au sunat sirenele. Am și un furcel aici și trebuie să-i dau de mâncare. E bună că ne protejează, să zicem. Dacă în caz că... Mai... Te duci acolo, devine de rău, te înghești, e acolo. Acolo sunt puțini locuitori. Până în 40, ați văzut și dumneavoastră. Eu știu, în jumătate de oră, într-o oră, am mers din casă în casă, i-am explicat omului, e voința dumnealui că vrea sau nu știu ce. Resturi de drone rusești au căzut de două ori în Plauru, sat din comuna Ceatalchioi, aflată la doar câteva sute de metri de granița cu Ucraina. Cele două adăposturi sunt aproape finalizate și urmează să fie predate de armată cât de curând către autoritățile de aici din Ceatalchioi. Mai este foarte puțin de lucru la ele, iar până atunci, până vor fi finalizate, în cazul în care la noapte, spre exemplu, rușii vor ataca din nou portul Ismail, aflat la numai câteva sute de metri de punctul în care ne aflăm, oamenii se vor putea totuși retrage aici, vor putea fi în siguranță și vor putea fi protejați de eventuale resturi de dronă care ar mai putea cădea în localitate. Lor. Așa cum am văzut, colegul meu Cristian Cosmaciuc se află în județul Tulcea și vine cu mai multe amănunte. Bună seara, Cristi, ce informații noi ai? Bun găsit. Momentan, fragmentele găsite astăzi aici în județul Tulcea sunt expertizate tehnic și analizate în cel mai mic amănunt. În același timp, ministrul român de externe l-a convocat la București pe șeful misiunii diplomatice a Rusiei pentru a-i cere explicații legate de acest al treilea incident privind o dronă rusească pe teritoriul României. Spre deosebire de primele drone care au căzut săptămâna trecută la Plauru, localitate aflată foarte aproape de teritoriul ucrainean, de această dată vorbim iată de o zonă mult mai îndepărtată de graniță. Este vorba într-adevăr de localitățile Nufărul și Victoria, care sunt foarte aproape de orașul Tulcea, însă sunt situate undeva pe brațul Sfântul Gheorghe al Dunării, ceea ce înseamnă circa 20 de kilometri de Ucraina, mai exact de portul Ismail. Ele au fost găsite cu ajutorul unui elicopter al armatei, al forțelor aeriene și s-au ridicat probe din aceste fragmente găsite, care vă spuneam sunt
sunt în acest moment analizate. În zonă s-au făcut cercetări după ce mai mulți localnici au sunat noaptea trecută la 112 pentru a anunța că au auzit sau au văzut anumite obiecte căzând în apropiere. Resturile, posibil dintr-un aparat de zbor rusesc, erau împrăștiate pe o suprafață de câteva zeci de metri. Au fost trimise ulterior în zonă mai multe echipe de experți și mai multe aeronave ale forțelor aeriene pentru a cerceta zona și pentru a afla dacă există mai multe astfel de rămășițe ale dronelor rusești. Acestea au fost informațiile. La revedere! Un tânăr de 19 ani a ajuns la spital și în stare gravă a intrat cu motocicleta într-o mașină. Cum s-a întâmplat totul, vedeți imediat în jurnal. Ca șocan la Slatina, doi polițiști au fost agresați pe stradă de mai mulți indivizi. Oamenii legii au intervenit într-un scandal conjugal. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Polițiștii au fost chemați printr-un apel la 112 să-l oprească pe un bărbat care bătea o femeie. Intervenția agenților nu a calmat spiritele, ci le-a încins. Agresorul a refuzat să se legitimeze și a continuat scandalul. Când forțele de ordine au încercat să-l imobilizeze, mai multe persoane din zonă au intervenit în favoarea acestuia și au agresat și înjurat pe polițiști. Pentru a restabili ordinea au fost solicitate întăriri. În cele din urmă, cei implicați în scandal au fost imobilizați și duși la secție. S-au ales cu dosare penale pentru infracțiuni de lovire sau alte violențe, dar și pentru ultraj. Au primit și amenzi, iar suma totală se ridică la 24.000 de lei. Din fericire, oamenii legii n-au suferit răni care să necesite îngrijiri medicale. Caz halucinant la Curtea de Argeș, un șef din cadrul jandarmeriei este anchetat penal după ce ar fi bătut și amenințat un copil de 10 ani. S-ar fi întâmplat la un loc de joacă în weekend. De atunci și până acum, jandarmul ar fi pus presiune pe tatăl copilului bătut să retragă plângerea. Acesta nu a cedat însă și vrea să se facă dreptate. Agresorul, comandant de detașament în cadrul jandarmeriei Argeș, a mers sâmbătă cu copilul la un loc de joacă. S-a așezat la o terasă să-și supravegheze fiul, iar la un moment dat i s-ar fi părut că un alt băiețel l-a scuipat pe acesta. Iar de aici încep acuzațiile șocante. Are niște urme vizibile aici la guriță, cum l-a prins de față. Pe lângă violența fizică, i-a adresat și niște cuvinte extrem de jignitoare, greu de reprodus. Dacă m-aș face pe tine și o să te bat, o să mănânci cu paiul toată viața, în timp ce îl strângea de gât. Inițial, copilul agresat nu și-a anunțat părinții de cele întâmplate, dar apoi s-a făcut rău și avea și dureri de gât. Părinții l-au dus la spital, la Curtea de Argeș, iar medicii de acolo au anunțat poliția. După efectuarea investigațiilor medicale de către medicul de gardă, s-a stabilit ca diagnostic leziune superficială a altor părți ale capului și gâtului. Tatăl băiatului de 10 ani spune că ofițerul ar fi susținut că nu s-a atins de copil și ar fi dorit să-l determine să nu depună plângere. Ieri am primit un telefon de la persoana respectivă, de la jandarm, m-a rugat să-l iert, l-a întrebat, deci să-l iert, dacă el l-a atins sau l-a lovit sau nu l-a lovit pe copil. A zis că nu, că doar i-a pus mâna pe umăr. Mi-au confirmat mai multe persoane, adulți și copii, că efectiv l-a lovit pe copil. S-a încercat acest lucru, s-a încercat, să zic așa, rezolvarea problemelor pe surmasă, s-a oferit niște sume de bani. S-a încercat și o rezolvare emoțională. În toate felurile, deci, au existat încercări din partea dumnealui. Tatăl a refuzat orice înțelegere, iar justiția își urmează cursul. Parchetul a deschis un dosar penal, iar jandarmul este anchetat acum. La nivelul inspectoratului de jandarm județean Argeș a fost demarată cercetarea disciplinară prealabilă a ofițerului. Superiorii jandarmeriei Argeș au discutat cu cel în cauză. Da, evident că au discutat. Există un punct de vedere al lui despre ceea ce s-a întâmplat? Nu aș putea să vă spun acest lucru. Nici tatăl copilului agresat de jandarm nu este, se pare, ușa de biserică. Acesta ar fi fost condamnat în trecut pentru că a bătut doi polițiști.
Mister la Botoșani, un profesor de teologie și-a pus capăt zilelor, iar trupul i-a fost găsit astăzi la marginea unei păduri din localitatea Cucorăni. Avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Din datele pe care le au polițiștii, se pare că bărbatul de 51 de ani a oprit mașina, a luat arma de vânătoare din portbagaj și și-a pus capăt zilelor. Trupul i-a fost descoperit de o colegă care a sunat imediat la 112. Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să stabilească cu exactitate cum s-a produs evenimentul. Grav accident de circulație în Robeta Turnu Severin. Un tânăr de 19 ani a ajuns la spital după ce a intrat cu motocicleta într-o mașină. În urma impactului violent, bărbatul a fost proiectat la câțiva metri de la locul accidentului. Avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Impactul dintre motocicletă și autoturism a fost atât de puternic că a scos oamenii din case. O buvnitură și văzui când sări motocicleta în sus. Îl aruncă la 4-5 metri de motocicletă. Da, de acolo, de la unii trece persoana aia, îl aruncă la mine în casă și de acolo... Șoferul autoturismului spune că mergea pe un bulevard al orașului Drobeta, Turnu Severin, când s-a trezit cu o motocicletă în el. Am făcut stânga și motociclistul a intrat în mine. El venea tot dinspre bulevard cu viteză, pe linie continuă. S-a băgat în depășire. Da, s-a băgat în depășire. V-ați trezit cu el în portieră? El în ușă, cu geamul spart. Bine că n-a sărit cu casca. Putea să fie mai grav. V-ați speriat? Vă da, să... Ajunși la fața locului, medicii au acordat rănitului primul ajutor, apoi acesta a fost dus cu ambulanța la spital. A fost găsit conștient, cooperat, stabil hemodinamic și respirator, cu multiple fracturi. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și verifică acum modul în care s-a produs accidentul. Necazul motociclistului vine, se pare, la circa 3 săptămâni după ce și-a pierdut mama în urma unei boli grave. Simona Halep a avut astăzi prima reacție după suspendarea de 4 ani din toate competițiile internaționale și tatăl ei a reacționat vehement, care au fost declarațiile aflați după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, vă aștept! Simona Halep a avut prima reacție după ce a aflat de suspendarea de 4 ani din toate competițiile internaționale de tenis. Azi dimineață la Constanța, Halep a spus că e șocată și dezamăgită de această decizie și a anunțat că va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Și tatăl Simonei s-a arătat uluit de această decizie. Nu putem să recunoaștem așa ceva, a spus Tere Halep. Imediat după aflarea deciziei de suspendare a Simonei Halep, o liniște ireală s-a lăsat în cartierul unde locuiește sportiva. Târziu noapte, fratele Simonei a părăsit locuința consternat și incapabil de vreun comentariu. Nu am ce să vă spun momentan. Nu vă așteptați la nicio declarație în momentele acestea. Câteva ore mai târziu, după o noapte de uimire, dar și de gândire, Simona s-a arătat mai optimistă și dornică să lupte pentru integritatea și pentru demnitatea ei. E o mare nedreptate ce se întâmplă. Nu am luat niciodată dopaj și nu m-am dopat absolut niciodată și toate acestea o să iasă la iveală într-o zi și o să las experții să discute absolut orice, pentru că ei știu mai bine ceea ce s-a întâmplat și sunt convinsă că într-o zi o să dovedesc că sunt nevinovată și sunt curată. Dacă unii vor să o scoată vinovată, eu am declarat. 100 de ani să-i dea suspendare, nu putem să recunoaștem așa ceva. Că vor unii să... Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis a anunțat că un tribunal independent a suspendat-o pe Halep pentru 2 încălcări separate ale programului antidoping din tenis. Prima încălcare a fost prezența și uzul substanței roxadustat în mostra de urină colectată de la Simona Halep pe 29 august 2022 la US Open. A doua încălcare a fost folosirea unei substanțe sau metode interzise în 2022 detectată pe baza 51 de analize ale sângelui. Tot ce s-a întâmplat a fost nedrept din toate punctele de vedere. Sunt foarte dezamăgită și pot să spun că sunt șocată că se poate judeca un sportiv doar pe presupunere, pe nimic concret. Toate analizele mele de sânge au fost negative și nu s-a găsit absolut niciodată substanțe interzise. La urină, doar pe data de 29, când a ieșit o cantitate infimă de roxadustat. Și aceasta a fost totul. Ce pot să faci? Nu poți să faci absolut nimic. Dacă lucrurile merg în felul ăsta, păcat mare pentru toți sportivii că li se poate întâmpla la oricare.
Simona Halep a fost suspendată pe o perioadă de 4 ani pentru dopaj. La aproape un an de la vestea care cutremura lumea tenisului, după repetate amânări și audiere întârziată, Simona a aflat că nu poate reveni pe teren până pe 6 octombrie 2026, în cazul unui apel nefavorabil. Acum trebuie să ajung la TAS. O să fac apel la această decizie fără sens, din punctul meu de vedere, și sper că o să iasă adevărul la iveală într-o zi și o să lupt până la capăt ca să arăt acest lucru. Noi suntem curați în fața domnului și avocatului. E o decizie foarte neplăcută pentru ea, e maximum aproape de pedeapsul pe care putea să o primească. E clar o luptă lungă pe care o așteaptă, adică nu vă gândiți că la TAS decizia va veni bătând din palme. În cazul unei decizii favorabile date de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, suspendarea Simonei s-ar putea înjumătăți. Ar rămâne cu 2 ani de suspendare, din care unul a trecut deja. Un călugăr dintr-o chilie de pe masivul Postăvaru a fost reținut de polițiști pentru tentativă de viol. Acesta a încercat să o violeze pe o femeie care a mers în vizită la el. Se pare că bărbatul de 57 de ani era sub influența băuturilor alcoolice. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Vizita la călugărul din Postăvarul nu a fost de bun augur pentru femeia de 34 de ani. Băut bine, bărbatul de 57 de ani a încercat să o violeze. A insistat ca aceasta să rămână la chilie peste noapte, dar femeia nu a dorit să facă acest lucru. A dorit să întrețină relații sexuale cu persoana în cauză, însă fiind confruntat cu refuzurile sale repetate, ar fi devenit violent, agresând-o fizic. Se cunoșteau cei doi? La acest moment incipient, așa se pare, inculpatul a avut un soi de rol de duhovnic. Pare să fi dus inclusiv pentru a-l aproviziona. Într-un moment de neatenție al bărbatului, tânăra de 34 de ani a fugit din chilie. Și-a uitat însă acolo telefonul și geanta și nu a putut contacta poliția. A avut totuși noroc. A fost descoperită la o distanță relativ scurtă de un echipaj de salvamont care patrula prin zonă. Biroul de investigații criminale din cadrul IPJ Brașov, sub coordonarea unui procuror, a început imediat urmărirea penală a bărbatului de 57 de ani. Acesta a fost coborât de pe masivul Postăvarul și dus la sediul poliției, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Brașov a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile pentru tentativă de viol. Credincioșii care au aflat de fapta călugărului au rămas șocați. Mare păcat pentru el, ca preot, să facă așa ceva. Ce credeți că ar trebui să se întâmple cu acest călugăr? Păi închis, ce să fie? Trebuie închis, să-i pedeapsă. În nimic n-ai încredere. Aparent, tentații sunt peste tot. Și pentru oricine. Om al Domnului sau nu, toți picăm în tentațiile astea. Incredibil, dar scuzați-mă, sunt bulversată, deci nu pot să cred. Omul ăsta nu-și merită meseria, postul pe care se află, nu putem numi preot. Eu ceva inexplicabil, n-ar fi trebuit să facă, să ajungă la gestul ăsta. Mai bine rămânea în lume și alegea un alt drum. Pedeapsa pe care o poate primi călugărul poate fi cuprinsă între 2 ani și 6 luni și 5 ani de închisoare. Inflația stagnează, dar prețurile sunt mai mari. INS arată că rata anuală a inflației a rămas la 9,4%, nivel similar cu cel din luna iulie, însă alimentele și serviciile sunt mai scumpe cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă anului trecut. Asta deși guvernul a intervenit cu plafonarea daosului comercial la 14 alimente. Tot guvernul vrea să crească anul acesta veniturile la buget, așa că noul pachet de măsuri fiscale ar urma să fie gata într-o săptămână. 9,43%. Acesta este indicele inflației din luna august, spre deosebire de 9,44% în luna iulie. Deși inflația stagnează și se observă chiar un ușor trend descendent, în buzunarele românilor gaura este tot mai mare. Alimentele sunt mai scumpe cu 11,8%, deși românii sperau să vadă o ieftinire. Sunt cam mai scumpe decât a zis că le ieftinesc. Ce vi se pare așa mai scump? Brânza, ouăle, bulionul. Cel puțin bulionul a depășit orice limită. Ce s-a scumpit mai mult? Ce ați văzut? Deci partea de lactate, după care a mai scăzut, și carnea. Am luat niște vinete cu 5,89, deci 6 lei, ceea ce nu vă supărați, mi se pare foarte scump. La roșii am văzut un preț viu, ca la primăvară. Am ceață 10-12 lei kilogramul.
Cea mai mare scumpire a fost înregistrată la zahăr. Acesta costă mai mult cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut. La fel se întâmplă și cu margarina, care este mai scumpă cu 20%, ouăle, care sunt mai scumpe cu 19% și peștele, care este mai scump cu 18%. Au fost înregistrate însă și ieftiniri ale alimentelor. De exemplu, uleiul este mai ieftin cu 22% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar făina cu 12%. Și serviciile sunt mai scumpe cu 11,7%. INSE arată că cel mai mult a crescut prețul biletelor de avion și al serviciilor de apă, canal, cu 19%. Și energia termică este mai scumpă cu 23%, detergenții cu 22%, iar medicamentele cu 15%. Alimentele, serviciile, produsele nealimentare sunt tot mai scumpe pentru că nu reușim să stăvilim cauzele acestor scumpiri. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost o picătură într-o mare de probleme. Nu a rezolvat problema scumpirilor alimente, iar pe românii costă din ce în ce mai mult să-și asigure masa de zi cu zi. BNR estimează că inflația va ajunge la 7% la finalul acestui an. Economiștii sunt însă sceptici. Ținta guvernului de a avea o inflație de 7-8% devine tot mai îndepărtată, mai cu seamă că în această toamnă vom vedea și impactul scumpirii carburanților, un element extrem de important în costul tuturor produselor și serviciilor pe care le oferă economia românească. În timp ce românii se luptă în continuare cu prețurile mari, firmele ar urma să se lupte cu taxele mărite. Marcel Boloș confirmă că micro-întreprinderile cu cifra de afaceri sub 300.000 de lei vor plăti un impozit de 1%, iar impozitul va crește la 3% dacă cifra de afaceri este între 300.001 și 2,5 milioane de lei. Guvernul vrea însă ca firmele care au o cifră de afaceri de peste 300.000 de lei, dar o rată a profitabilității de 30% sau mai mare de 30%, să plătească de această dată doar un impozit pe profit de 16% și să renunțe la acel impozit pe cifra de afaceri de 3%. Noi luăm acum niște măsuri fiscale. Nu schimbăm sistemul de impozitare. Nu trecem de la taxa unică la progresivă. Lucru pe care ni-l recomandă atât Comisia, cât și toate forurile fiscale și economice internaționale. Mi-aș dori ca anumite măsuri să acopere și din solicitările de reformă fiscală ale Comisiei. Măsurile fiscale urmează să fie gata într-o săptămână, iar Marcel Ciolacu spune că în cel mult 2 săptămâni guvernul își va asuma răspunderea în Parlament pe acest pachet. 11 cisterne cu GPL au fost găsite lângă Iași după mormane de nisip în curtea unei societăți comerciale. Locația se află chiar lângă târgul de cherestea și bazarul din oraș. Unul dintre proprietarii locului este cel care deține astfel de cisterne și la Crevedia. Autoritățile ieșene sunt în alertă și au făcut controle la 12 stații. Au dat 33 de avertizmente și 10 sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 200.000 de lei. 4 autocisterne și o cisternă remorcă au găsit autoritățile într-un loc situat lângă bazarul din oraș. Șefii Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost chemați la fața locului să verifice dacă există autorizații de funcționare pentru cei care dețin spațiul și implicit cisternele. Una fiind nefuncțională, iar o cisternă avea o încărcare de aproximativ 40% din capacitatea acesteia. Unul dintre cei care dețin spațiul unde sunt puse cisternele spune că proprietarul lor locuiește în Iași de aproape 3 ani. Niciodată nu ar fi simțit miros de gaz, motiv pentru care nu a anunțat autorizația. Aici este o proprietate închiriată, care jumătate închiriată de către mine, jumătate de către domnul de la gaz. Sunt câteva autocisterne care distribuie gaz de unde iau ei și duc la stație. Aici e doar pe post de parcare, bazinele care se află în curte sunt goale, sunt pentru vânzare unde le vând dumnealor. Polițiștii locali au fost primii care au aflat existența cisternelor și au mers să verifice dacă există vreun risc de explozie în zonă. A stabilit că este proprietatea societății din Caracal, cea cu care este responsabilă de comerțul cu acest gaz. Acolo în spatele meu se pot observa și cisternele care au fost identificate de către autoritățile care au făcut verificări, da, ele aparțin aceluiași proprietar care are astfel de cisterne și la Crevedia, acolo unde a fost marea tragedie. Până în prezent au fost date 10 amenzi. Din totalul celor 35 de schiduri GPL aflate în evidența Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Iași, în care sunt amplasate individual sau
în stații de distribuție a carburanților. Au fost executate până în acest moment controle la un număr de 12 stații, în care au fost aplicate 33 de avertismente și 10 sancțiuni contravenționale în cuantum de 197.500 de lei. Verificările la stațiile GPL vor continua în lunile ce vin. Doi polițiști aflați în misiune au fost implicați într-un accident de circulație într-o intersecție din Iași. Cum a avut loc totul, vă spun după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, vă aștept! Doi polițiști au fost răniți la Iași în timp ce se aflau în misiune. Cei doi mergeau la intervenție și au intrat cu auto special într-o intersecție pe culoarea roșie a semaforului. Au fost loviți imediat de un alt autoturist care nu a acordat prioritate de trecere, deși mașina oamenilor legii avea semnalele acustice și luminoase în funcțiune. În urma impactului, mașina poliției a fost proiectată într-o altă mașină. Agenții au suferit leziuni minore și au refuzat transportul la spital. A fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Sătul de sărăcie, un tânăr s-a urcat pe un strâmb de înaltă tensiune dintr-un cartier ieșan și a amenințat că și-a viața. Un bărbat aflat într-un apartament dintr-un bloc din apropiere a încercat să-l convingă să coboare, fără succes însă. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. De ce te-ai urcat acolo? E supărat? E supărat? De ce, pe cine? Nu vrei să cobori? Coboară mai bine! Haide că e mai bine așa! Tânărul are, se pare, probleme financiare serioase și de supărare s-a cățărat pe acel stâlp. La fața locului s-au deplasat de urgență un echipaj de pompieri, unul de poliție și altul de la SMUR. Salvatorii au adus două auto speciale de intervenție și o pernă pneumatică. A fost adus și un negociator. După mai multe discuții, acesta l-a convins pe tânăr să coboare de pe stâlpul de înaltă tensiune. El a fost dus la spital pentru o evaluare medicală. În secolul vitezei, când tehnologia capătă noi forme în fiecare zi, un părinte și-a dat seama că învățământul românesc bate pasul pe loc de 10 de ani. Răsfoind manualul de informatică din care copilul său trebuie să învețe, a dat peste o cerință care l-a lăsat mască. Elevilor li se spune cum trebuie să folosească un telefon fix, cu fir, dacă vor să aibă o conversație. Telefon care nu se mai folosește de peste 20 de ani. Părintele a postat pe rețelele sociale exercițiul și în scurt timp sute de oameni au comentat revoltați. Primul pas este să ridicăm receptorul, vedem dacă are ton. Ei bine, dacă nu are ton, suntem îndrumați să mergem la vecinul de scară pentru a folosi telefonul lui. Știu, pare incredibil, însă așa sună o cerință dintr-un manual de informatică de clasa a noua. Elevii sunt îndrumați în câțiva pași cum să folosească telefonul fix, cu fir, pentru a putea purta o conversație. Ei bine, acest telefon a fost scos din uz de mai bine de 15 ani. Exercițiul a fost descoperit de un părinte din Călăraș, curios să vadă ce va învăța fiul lui în primul an de liceu. Doar câteva pagini a avut nevoie să răsfoiască până dată de această cerință. Elevii erau învățați ce înseamnă un algoritm. Drept exemplu, li s-a oferit mai mulți pași pentru o convorbire telefonică. Sunt înșirați acolo termeni precum așteaptă să vină tonul, ridică receptorul din furcă, pune receptorul în furcă. Dacă nu răspunde cel apelat, du-te la un vecin și sună la deranjamente. Adică niște chestii cu care un copil de 14 ani, atât au copiii de clasa noua, nu poate relaționa. Ce înseamnă să pui microreceptorul în furcă? Furcă, cred că n-au văzut decât la televizor, pe câmp. Din punctul lor de vedere, o convorbire telefonică se face foarte simplu. Iei telefonul pe care oricum îl ții în mână, apeși pe ecran de 3 ori și ești în legătură cu cel cu care vrei să vorbești. Nici coperta nu se lasă mai prejos. Pe ea sunt ilustrate ca elemente grafice un monitor de calculator vechi și o mână care ține o dischetă floppy disk. Nici aceste lucruri nu mai sunt folosite de mai bine de 20 de ani și sunt depășite cu mult de domeniul IT. Problema este că se folosesc niște exemple total inadecvat. Cineva a bifat acolo, a trebuit să punem la dispoziția elevilor manuale, am pus la dispoziția elevilor manuale. Nu contează.
cât de nepotrivite sunt manualele astea. Aceleași lucruri învechite și depășite au fost găsite și în manualul de tehnologie a informației și a comunicațiilor. Acolo, părintele a văzut că elevilor li se predau diferite sisteme de operare care nu se mai folosesc de foarte mulți ani. Toți părinții știm că acum școala se află într-o competiție acerbă cu mijloacele moderne de comunicare, cu TikTok, cu Instagram, cu YouTube, într-o competiție pentru atenția elevilor. Ori dacă tu vii cu un asemenea exemplu în fața unui copil care deschide pentru prima dată un manual de informatică, în secunda 2, i-ai pierdut atenția. Este o bătaie de joc. Cine menține astfel de manuale în circulație, dovedește o lipsă totală de respect față de elevi. Un manual care nu ajută copilul, ci din contră produce hohote de râs, că nu are cum să producă cunoaștere, nu ajută cu nimic acestui climat educațional. De acolo vine frustrarea, din faptul că nimic din ce găsesc în manual nu îi ajută vreodată, în vreo situație reală. Manualul a fost redactat pentru prima oară în 2005. Exemplul de a prezenta un algoritm pentru efectuarea convorbirii telefonice ar fi fost preluat dintr-un alt manual apărut în 1993. Președinta Comisiei Europene cere aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. În discursul său despre starea Uniunii din Parlamentul European, aceasta a spus că țara noastră a prezentat cele mai bune practici în ceea ce privește azilul și returnările de migranți. Et je veux remercier en particulier la Bulgarie et la Roumanie d'avoir montré la voie en mettant en avant les bonnes pratiques en matière d'asile et de retour. Et elles ont prouvé, la Bulgarie et la Roumanie font partie de notre espace Schengen. Laissons les enfants entrer sans plus de retard. Comisia Europeană și Parlamentul European au cerut în nenumărate rânduri includerea României și Bulgariei în Schengen. Anul trecut însă Austria a blocat acest demers printr-un vot negativ. După atacurile de la granița cu România, la rândul ei Ucraina a atacat Crimeea. Șantierul naval din orașul Sevastopol, cel mai mare oraș din peninsulă, a fost vizat de mai multe rachete. 24 de oameni au fost răniți, dintre care 3 sunt în stare gravă. Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kremlin, chiar a arătat amenințător spre România. Ucraina a provocat daune Rusiei după un atac cu 10 rachete, dar și cu drone maritime. Șantierul naval Sevastopol din peninsula Crimeea a luat foc la primele orele dimineții, iar 2 nave au fost avariate. În port se afla un submarin rusesc și o navă de debarcare. 7 rachete au fost doborâte de sistemele de apărare aeriană ale Rusiei și toate cele 3 embarcațiuni rapide au fost distruse de o navă de patrulare. Unii localnici povestesc că au trăit clipe de groază. Nu, prăsnulis от сильного грохота. Ребенок тоже проснулся, где-то к 3 часа ночи было, перепугались. Но нас трясло все. Ну, проснулся от громкого такого свиста нарастающего, и потом хлопок такой громкий. Ну, не хлопок, а как прям взрыв. Вот. И затряслись окна. Вот. Я не смотрел, сколько было времени, я лег спать. Ну, что-то прилетело, но хотел спать и заснул, в принципе. Ну, и страшно там. Ну, не полез новости смотреть. Сейчас в городе обстановка спокойная. Люди даже с любопытством стараются посмотреть, что про. Tot în Rusia, o altă dronă a fost zborâtă în districtul Konakovo din regiunea Tver, la nord-vest de Moscova. Între timp, președintele Zelensky, dar și Ursula von der Leyen vorbesc din nou despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутись цього року, і всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок. The future of Ukraine is in our union. The future of the Western Balkans is in our union. The future of Moldova is in our union. Pe de altă parte însă, Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, acuză Bucureștiul că aprinde spiritele în Moldova și se arată deranjată de susținerea oferită Ucrainei. На границе, которые хотели въехать на територію Молдавии. Это просто зачистка своего собственного внутреннего информационного поля. Вот в этом же контексте нужно рассматривать историю с спутником, который развивается вот буквально у нас на. Репрезентанții de la București nu au oferit până acum un comentariu cu referire la acuzațiile Moscovei. Bilanțul negru al inundațiilor din Libia crește de la oră la alta. Peste 5200 de oameni și-au pierdut viața, iar alții 10.000 sunt încă de negăsit.
Orașul Derna se află astăzi complet sub ape după ce două baraje și patru poduri s-au prăbușit. În jur de 7.000 de familii au rămas blocate în estul țării după catastrofa din weekend. Autoritățile au anunțat 3 zile de dolu național și au cerut ajutor internațional. Un român a șocat întreaga Spanie în direct la televizor. Acum se află în arest. Ce a făcut, aflați imediat după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, vă aștept! Am revenit în direct, iar alături de mine se află jurnalistul și realizatorul emisiunii Insider Politic, colegul meu Sebastian Zacman. Bună seara, Sebastian! Bună seara! Haideți să comentăm cele mai importante știri ale zilei și aș vrea să comentăm cu ce a găsit astăzi armata română. A găsit fragmente dintr-o dronă în zona localității Nufărul din Tulcea. Din nou, bucățile de dronă au fost găsite pe un câmp dintre localitățile Nufărul și Victoria. Știm cu toții această poveste. E o poveste pe care putem să o mai punem pe repeat, să o ascultăm și zilele viitoare și luna se viitoare. Până tot la finalul întâmpla. Războiului din Ucraina vom afla asemenea vești. Din păcate, armata română dă din nou semnale de șubrezire politică, în primul rând, pentru că și armata noastră e condusă politic și am văzut după bâlciul de săptămâna trecută când comandantul, marele comandant suprem al armatei, nu știa ce obiecte zburătoare ajung pe teritoriul României. Astăzi vedem că s-au mobilizat militarii noștri și află din timp și fac adăposturi, da, antiaeriene pentru localnicii de acolo. Mă rog, când te uiți la acele imagini, îți vine mai mult să râzi, nu să te gândești la standardele NATO, deși această ploaie de drone venită dinspre Rusia, acum nu mai vine ploaia de la ruși, vine ploaia de drone de la ruși, putem să ne acoperim de această ploaie cu umbrela NATO. Însă e o umbrelă strategică, conceptuală, folosită mai degrabă ca rol de sperietoare, nici de cum ca rol militar. Bun, pentru prima dată de la începutul războiului, oamenii au primit și acele mesaje raw alert să se adăpostească în beciuri. Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, au sunat avertizările. Dar sună mai degrabă a stare de panică ce se întâmplă acum în România cu aceste mesaje raw alert. Raed Arafat spunea că cei care n-au telefoane mobile vor fi înștiințați printr-o portavoce. Vă dați seama ce film se toarnă în România acum, în delta Dunării, militari care urlă la portavoce după ce toți localnicii de acolo, din acea zonă limitrofă Dunării și graniței cu Ucraina, aud bâzâitul unei drone să fie înștiințați prin portavoce să se ascundă în beci. Așa ceva doar un regizor din Balcani sau din estul Europei putea să conceapă, dar iată că realitatea bate filmul ca de obicei în România și suntem... Vrei totuși să nu intrăm în panică, noi cei care urmărim știrile și vedem ce se întâmplă, dar ce să înțeleagă omul de rând care dintr-o dată, nu știu, se află la cumpărături sau se află în pat sau copiii care își fac temele, dintr-o dată apar aceste mesaje... Alert care te trimit către beci. Da, mi-amintesc de perioada pandemiei când din mașinile poliției răsuna imnul național. Cam în situația asta suntem și acum cu mesajele RoAlert. Sigur, ne place să facem haz de necaz, glumim cu aceste știri, însă mă gândesc dacă la un moment dat un general rus sub imperiul unei sticle de vodcă va dirija greșit o rachetă care va pica pe teritoriul României. Ce vor face capii, generalii, generalissimii armatei române în funcție cu comandantul suprem Klaus Iohannis? După cum vedem la televizor zilele acestea, sigur sunt pregătiți. Doamne ferește să intre România vreodată într-un război, nu neapărat de apărare, dar să folosim armata română cumva într-un conflict. Ar fi, de-abia atunci ar fi cu adevărat tragic. Bun, foarte pe scurt, am văzut-o pe, trecem la un alt subiect, președintele Comisiei Europene, cerea de a României și Bulgariei la spațiul Schengen. E posibil acest lucru foarte, foarte pe scurt. Doar printr-o minune. Dacă politicienii români și cei europeni fac suficiente presiuni pe austrieci, astfel încât din acel nein se transforme într-un da, într-un yes european, atunci putem să sperăm. Însă, dacă nu intrăm nici anul acesta în spațiul Schengen, deci dacă până la finalul anului, mai sunt 3-4 luni, Austria nu cedează și nu cred că va ceda, Austria este un stat legat umbilical de interesele Rusiei, nu cred că va ceda, însă adio Schengen până în 2025, pentru că anul viitor sunt alegerile europarlamentare, România va fi ocupată și cu alte alegeri parlamentare și prezidențiale, deci până în 2025 a
Adio, Schengen. Bun. Până atunci, cu ce te ocupi tu sâmbătă? Insider politic, ora 12. Președintele Camerei Deputaților, Alfred Simonis, al treilea om în stat. Vorbim despre politică, alegeri, candidați comuni PSD-PNL, dar și despre noile taxe pregătite de guvern, pentru că toamna în România nu se numără doar bobocii, se numără taxele. Din păcate. Din păcate, și mesajul pentru oameni este să-și acopere bine portofelele și buzunarele, pentru că mâna invizibilă a statului răscolește pe acolo după bani. Și intră foarte bine, da? Bun, mulțumesc frumos, Sebastian Zacma, suntem cu ochii pe tine. Sâmbătă, ora 12, Insider Politic. Mergem acum mai departe. Două cadavre despre care experții susțin că sunt extraterestre au fost dezvăluite în plenul Congresului Mexican. Cu ce explicații vin specialiștii și de ce sunt convinși că e vorba despre creaturi extraterestre, aflați după 3 minute de publicitate. Rămâneți cu noi, vă aștept. Un bărbat de 25 de ani despre care presa din Spania spune că e român a șocat prin gestul său întregul regat. El a agresat cu intenții sexuale un reporter al uneia dintre cele mai urmărite posturi de televiziune din regat, chiar în timp ce femeia transmitea în direct o știre. Gestul său l-a dus direct în arestul poliției, chiar dacă neagă faptele. Isa Balado este un reporter foarte cunoscut în Spania. Tocmai relata în direct despre un jaf care a avut loc într-un magazin din Madrid. Domingo, pocos minutos antes de las 12 de la noche, en esta tienda que tengo a mi espalda, el hombre intentó entrar armado. Nu a apucat să termine fraza și din spate a venit un bărbat care a întrerupt-o. În imagine se vede cum acesta o atinge pe spate. Intentó entrar armado. Un segundo, que estamos en directo. Ca orice reporter, Isa Balado a încercat să treacă peste moment și să-și continue relatarea. Moderatorul din platou însă și-a dat seama de gravitatea gestului făcut de individ și a intervenit. El hombre intentó entrar armado en esta tienda y bajo los efectos de sustancias estupefacientes y como tú decías, los dependientes, bueno, pues Isa, perdóname que te interrumpa. Disculpa. Perdóname, es que el sonido es malo, pero ¿te acaba de tocar el culo? Sí. Es que no puedo entenderlo. ¿Me pones a ese señor delante, por favor? No. Este tío tonto. Ponme a este tío tonto, por favor. Reporterul decide să facă acest lucru și să-l confrunte pe român. Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, de verdad me tienes que tocar el culo. Estoy haciendo un directo y estoy trabajando. De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar. Speriat de consecințele gestului sau aberant, acesta neagă din nou agresiune. Este tío es imbécil. Que yo te respete y yo te respeto, pero no te quiero tocar el culo. Vale, ya está, por favor, déjame trabajar. În timp ce se depărtează, moderatorul din platou intervine din nou. Oye, este tío es tonto. Bueno. Oye, Isa, siento muchísimo lo que te acaba de pasar. Menudo imbécil, le hemos grabado. No, tú no tienes nada. No tienes nada que sentir tú. Tú estás haciendo otro trabajo también, como sabes siempre, y llega un imbécil y va y te toca el culo en directo con ningún derecho. Es que, de verdad, me indigna. Pero bueno, Isa, que tampoco quiero que tú seas la... No, vamos a llamar a... Bueno, escucha, no quiero que seas protagonista de la noticia. Vamos a hacer el trabajo. Cuéntanos la historia del robo, venga. La nici 24 de ore, individul a fost arestat. Presa din Rega susține că bărbatul este de origine română. Iar din comunicatul poliției reiese că sunt mai multe plângeri pe numele acestui individ pentru aceleași gesturi. Legea în Spania pedepsește drastic orice formă de agresiune sexuală. Bărbatul riscă acum ani grei de închisoare. Isteria extraterestrilor continuă, de data aceasta nu în Statele Unite, ci în Mexic. Față de americanii au venit și cu dovezi. Două cadavre despre care experții susțin că sunt extraterestre au fost dezvăluite în plenul Congresului Mexican. Ele au fost prezentate de un expert în ufologie, domeniul care se ocupă de aparițiile presupuselor nave extraterestre pe Pământ. Suntem vizitați de ființe inteligente care vin pe Pământ din adâncurile Universului, susține ufologul. El a prezentat două sarcofage în care pretinde că se află cadavre mumificate vechi de peste 1000 de ani descoperite în Peru ale unor extraterestri. Vechimea lor ar fi fost stabilită în urma unor teste cu carbon. Corpul extraterestrilor este unul mic cu un craniu alungit și doar 3 degete la mâini. Echipa susține că aceste descoperiri au oferit dovezi suficiente pentru a demonstra existența vieții extraterestre.
Defibrilatorul gratuit furat din centrul Brașovului la sfârșitul lunii august a fost găsit. Hoțul a fost atât de neinspirat că și-a lăsat numărul de telefon la vedere pe internet, iar pentru polițiști probabil a fost cel mai ușor caz pe care l-au rezolvat până acum. Individul a scos aparatul la vânzare pe un site și a lăsat acolo fotografii și detalii despre performanțele aparatului. Cerea pe el doar 100 de euro. La un clic distanță au fost polițiștii, primii clienți de altfel, care în locul sumei au făcut o ofertă dezavantajoasă, dar de nerefuzat. Dosar penal pentru furt. Aparatul recuperat va fi testat în următoarea perioadă, iar dacă este funcțional, va ajunge din nou în centrul orașului ca să salveze vieți. Premiile MTV și-au desemnat câștigătorii. Taylor Swift a fost favorita. Câte premii a primit artista, vă spun după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, vă aștept! Taylor Swift a fost din nou la înălțime la premiile MTV pentru cele mai bune videoclipuri. A câștigat 9 premii din 11 nominalizări. Shakira a fost și ea în centrul atenției. Vedeta a fost recompensată cu premiul pentru întreaga carieră. Artista a devenit astfel primul artist sud-american care îl câștigă. And the VMA goes to... the unstoppable Taylor Swift. Surpriza ceremoniei a venit din partea trupei NSYNC, care s-a reunit pentru prima dată în 10 ani noaptea trecută. Primul premiu a fost anunțat chiar de ei pentru cea mai bună melodie pop. Taylor Swift a ieșit învingătoare la această categorie. Nu a fost singurul premiu câștigat de Swift. Cel mai bun cântec, cea mai bună regie și cel mai bun videoclip pentru hitul său Anti-Hero. În total, Taylor Swift a obținut numai puțin de 9 premii din cele 11 nominalizări. Making pop music. I love making pop music videos. I also loved making country. I love slinking around different genres. And the only reason I'm allowed to do that is because you, the fans, gave me the opportunity to do that. Nicki Minaj a fost gazda acestei ediții. Artista a câștigat și un premiu, cea mai bună piesă hip-hop, pentru piesa Super Freaky Girl. Anul acesta a fost sărbătorit și 50 de ani de hip-hop. Shakira, în vârstă de 46 de ani, a câștigat cel mai prestigios premiu al serii, Michael Jackson Video Vanguard Award, care recompensează inovația în industria muzicală. Într-un timp scurt de numai 10 minute, celebra cântăreață a încercat să includă toate clipele memorabile din cariera sa. Shakira a dus un omagiu femeilor uimitoare care au ajutat-o să depășească limitele industriei, dar le-a mulțumit și celor doi fii ai ei, Milan și Sasha. Atmosfera a fost întreținută de cei mai în vogă artiști ai anului. Olivia Rodrigo, Maneskin, Doja Cat, Cardi B, dar și Demi Lovato au urcat pe scenă pentru câte un moment muzical de excepție. Anul acesta, covorul roșu a fost înlocuit de unul roz, iar celebritățile s-au întrecut în ținute. Nicki Minaj s-a sortat și a purtat o ținută Dolce Gabbana într-un roz pal, iar Karol G a ales o ținută transparentă. Taylor Swift a surprins pe toată lumea cu alegerea ei inedită, o rochie neagră Versace. Selena Gomez a impresionat într-o rochie roșie din dantelă cu un decolte adânc de la Oscar de la Renta. Olivia Rodrigo și-a uimit fanii într-o rochie elegantă cu paiete argintii, în timp ce Shakira a ales o rochie aurie extrem de îndrăzneață cu spatele gol. Și vorbim acum despre vreme. Cu toate informațiile vine colega mea, Georgia Pietreanu. Bună seara, Georgia! Te ascultăm! Bună seara, Ioana, bună seara tuturor. Se schimbă vremea, scad temperaturile, vin ploile. De când și în ce zone, o să vă spun un pic mai târziu. Mai întâi mergem în Europa. În jumătatea de nord se mai răcește, în partea central-estică, în nord-vest și în extremitatea nord-estică o să plouă, vor fi tunete, fulgere, izolat și căderi de grindină, o să bată puțin și vântul. În restul continentului vremea rămâne frumoasă. La noi în această noapte cerul va fi senin în sud-est, în timp ce în nord-vest spre dimineață apar nori și izolat vor fi câteva reprize de ploaie. Temperaturile minime se vor situa între 7-8 grade la Miercurea Ciuc până spre 20 de grade pe litoral și în dealurile de vest.
Mâine vremea începe să devină capricioasă în vest, nord-vest, puțin și prin centru, la munte, scad temperaturile, dar chiar și așa ele rămân mai ridicate decât ar trebui pentru această dată. După prânz se va nora, vor fi câteva reprize de ploi slabe, care vin însoțite de tunete și fulgere, vânt s-ar putea să dea și piatră. În Crișana, în Maramureș și în nordul Transilvaniei, în Carpații meridional și oriental, se va aduna apă multă, pe alocuri 20-30 de litri pe metru pătrat, dar în sud și în est, să știți că rămâne cald și în afară de puțin vânt prin Dobrogea, nu vor fi alte fenomene meteo. Temperaturile maxime se vor situa între 26 și 35 de grade, cel mai cald o să fie la București și la Giurgiu. Și că tot am spus București, vom avea caniculă mâine. Pe la prânz, maxima va urca, iată, până spre 35 de grade și stresul termic va fi accentuat din cauza umezelii din atmosferă. De vineri, aerul va fi mai ușor de respirat, mai coboară și temperatura până spre 28 de grade, dar în a doua parte a zilei s-ar putea să plouă torențial, să bată vântul, să fie tunete și fulgere. Sâmbătă, temperatura continuă să scadă, iată, nu vor fi mai mult de 26 de grade, dar sunt șanse mici să mai plouă. La munte vremea va deveni schimbătoare, din a doua parte a zilei va ploua, vor fi tunete cu fulgere, vântul devine și el puternic și va cădea grindina izolat. În zona Carpaților Occidentali și în jumătatea de nord a Carpaților Oriental s-ar putea strânge apă multă. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o noapte bună. La revedere! Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine, tot aici la Focus, de la ora 22. O noapte liniștită. Aveți grijă de voi! Program disponibil pe primaplay.ro.